o singură condiție. Păi mai repede, ce parcă n-ați mâncat azi? Și ție nici măcar nu-ți pasă de noi. Merit un masaj, așa-i fetele? Când vine Ale, nu știu. Voi ambele aveți 9 ani? Aș știut asta. Doamne, Mili, ce băstor a fost astăzi la școală. Două teste, a fost foarte complicat. Măcar bine că acum am ieșit în parc un pic. Dar nu-mi place vremea deloc. Nici mie e foarte frig afară astăzi. Și vrei să rămânem în parc pe așa timp? Nu știu, eu vreau să stăm în aer liber un pic măcar. Dar e foarte frig, Alexa, o să răcim. Suntem departe de casă, nu ne putem lua nici gecile. Ce să facem? Poate o sunăm pe Alex să ne aducă el gecile? Dar nu e o idee rea deloc. Și crezi că o să vină? Nu știu, hai să-l sunăm să vedem. Sună-l. Salut, Alex! Ce faci? Uite, eu sunt cu Alexa în parc și am uitat să ne luăm gecile și e foarte frig. Ai putea, te rog, să vii să ne aduci? Poți? În cât timp? Bine, noi te așteptăm, dar grăbește-te, te rog. Mulțumim! Grăbește-te! Vine! Crezi că o să vină repede? Eu sper! 1 hour later. Când vine Ale? Nu știu, Alex, nu a fost o idee bună să ne pornim de acasă așa. A trecut o oră de când te-a sunat. Școala ta este la 15 minute distanță. Ce ți-a luat atât de mult? Noi suferim, noi murim de frig. Și ție nici măcar nu-ți pasă de noi. Nu-i vina mea că voi nu v-ați luat gecile. Spuneți măcar mulțumesc că eu vi le-am adus, că altfel mureați de frig. Și tu vrei ca noi să murim de frig? Bine, hai, nu vă mai ofticați. Ce planuri aveți pe azi? Păi pentru început ai putea și tu să faci o faptă bună și să ne aduci un ceai, să ne încălzim un pic. Da, că la cât am așteptat n-ar strica deloc. Bine, dar asta e ultima favoare pe care vă fac. Alex, dar nu vrei să ne aduci ceva dulce? Chiar ar merge. Gata! Eu v-am spus că nu vă mai aduc nimic! Te rog! Cât de ușor este să manipulezi un băiat? Îmi place! Vreți să vi le dau? Da! Doar cu o singură condiție! Ce condiție? Credeam că l-am fraierit. Voi deja m-ați săturat cu toate cerințele voastre, așa că toată ziua o să-mi spuneți doar da. Și cu ce ocazie am face mai asta? Fata care nu renunță până la finalul zilei și a primește 1000 de lei. Sunteți de acord? Nu sună rău. În primul rând, ce eu vreau de la voi este ca să ne plimbăm împreună în parc. Da, hai. Pe scări, nici nu văd capătul. Am o idee, știți care? Voi să mă duceți pe mine în brațe. Eu nu fac așa ceva. Nici eu nu vreau. Voi ce? Ați citat înțelegerea? Chiar că nu avem de ales. Da, hai.
azi. Alex, tu știi ce greu e? Nu. N-acesta pariul de 1000 de lei. Ei, nu nimic interesant la capăt. Du-ți șeții-mă înapoi. Hai înapoi. Da, nu mai pot. Hai că n-a fost așa de rău. Poftim? N-a fost așa de rău? Tu știi cât de greu a fost pentru noi? Sper ca următoarele sarcini să nu fie așa de grele. Fetele, 1000 de lei! Hai, veniți după mine! O, așa de tare mă simt obosit după ce am urcat aceste scări. Cred că merită un masaj, așa-i, fetele? Wow. Atunci, haideți să ne apucăm de treabă. Eu sunt gata. Tu ne-ai cerut și noi ți-am făcut. Nu prea vă pricepeți la masaj. Hai să căutăm altceva de făcut. Am niște întrebări pentru voi. Ce întrebări? Despre ce merge vorba? Eu cred că o să fie foarte interesant să aflu despre voi lucruri noi. Așa, prima întrebare este: tu te numești Smiley? Nu, cum adică? Te-ai uitat regulile jocului? Trebuie să spui da! Am uitat, da! Înseamnă că tu ești Alexa, da? Da! Voi ambele aveți 9 ani, drept? Da! Ce mici sunteți pe lângă mine! Așa e că tu cântărești 100 de kilograme. Ce? Da! Ai știut asta! Eu am aflat că tu ai făcut odată pipi în piscină, nu-i adevărat? Da! Și asta aș știut. Așa e că vrei să primești un băburnac? Da! Dar tu nu râde, că am și pentru tine ceva. Așa e că ai crush pe mine? Da! Așa e că o să vă suiți în copac ca maimuțele? Da! Hai să vă văd maimuțele mele! E clar, fetelor! Din voi mai mulți ca din mine girafe! Sunteți urâte! Da! Aveți notirele! Da! Chiuliți de la școală! Da! Vă urâți una pe alta! Da! Spuneți mereu minciuni! Da! O să săriți în lac! Da! Da. Ce ai spus? Oh! Oh, dar nu știu.